În urma unui apel la numărul pentru situații de urgență 112, jandarmii vulceni au fost sesizați cu privire la prezența neobișnuită a unei căprioare în fața unui bloc din cartierul Traian. Un echipaj de jandarmerie s-a deplasat la fața locului pentru a izola zona, astfel încât căprioara să nu fie rănită de autovehicule. La sosirea reprezentantului Direcției Sanitar Veterinare, căprioara a fost tranquilizată și preluată de către un reprezentant al Fondului de Vânătoare Zonal, ulterior fiind deliberată în mediul ei natural.